Haideți, bună ziua! După ce președintele Iohannis și guvernul său au pierdut toată vara, ori la golf, ori în lupte interne de partid, acum se gândesc să reintroducă restricții brutale și să închidă țara, pentru că noul val 4 i-a găsit nepregătiți. Asistăm la o Românie paralizată total de o luptă politică de împărțit bani între două partide, Partidul Național Liberal și USR Plus, două partide care au pierdut alegerile. Pentru ei, mai ales pentru Partidul Național Liberal, care au sâmbătă congresul, nu mai există restricții. Fac un congres cu 5.000 de oameni. Cu alte cuvinte, carnetul de partid este mai important decât vaccinarea. Ne aflăm pe penultimul loc la vaccinare din Europa, cu aproape 23%. Din punctul nostru de vedere și al Comisiei Europene, un loc dezastruos, și astfel întreaga populație a României este expusă total în acest al patrulea val al pandemiei. Este o sfidare totală. Avem sau nu avem un guvern total ineficient și avem de a face cu aceste scumpiri în zona de energie și gaze, de energie electrică, cea mai mare creștere de prețuri din istoria României. S-a vorbit foarte des de facturile cetățenilor a noastră de acasă, dar am uitat total de zona IMM-ului. Creșterea prețurilor la energie și gaze va fi bomboana de pe colivă pentru IMM-urile românești. Micile afaceri de familie, micii producători sau intermediarii nu-și vor mai putea plăti pur și simplu facturile din această iarnă. Asta înseamnă afaceri închise, locuri de muncă pierdute, șomaj și sărăcie. Mai mult însemna un deficit la balanța comercială și mai mare, deja el fiind cu 20% mai mare decât cel de anul trecut. Poate Superman va găsi totuși timp printre congrese sau lupte politice să aibă întâlniri și cu reprezentanții mediului de afaceri. Mediul de afaceri a fost refuzat de către primul ministru al României să aibă astfel de întâlniri, așa că astăzi Partidul Social Democrat ne-am găsit, cum era și normal, timpul adecvat de a avea o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri. Mai mult, am avut în discuție un proiect de lege care să vină cu măsuri concrete de sprijin pentru IMM-uri pe o perioadă, cum este și normal, limitată de timp, dar pentru a face față acestui val de scumpiri, mai ales în zona energiei. Îl invit pe colegul meu, domnul Radu Oprea, să vă explice exact ce cuprinde acest proiect de lege pe care o să-l depunem mâine la Parlament, după ce vom face ultimele modificări convenite cu reprezentanții mediului de afaceri. Mulțumesc. Radu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc reprezentanților mediului de afaceri care au fost astăzi alături de noi și pentru contribuția pe care au adus-o la această inițiativă legislativă. Credem că va fi una foarte bună și vorbesc despre Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, despre Uniunea Patronatelor Business România, despre Romanian Business Leader sau despre Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România, Asociația Națională a Industriilor de Morărit și Panificație și, nu în ultimul rând, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.
Ce prevede legea? Pentru că sunt convins că aici este un subiect important. Oricare creștere a prețurilor agregate la energie, gaze, combustibil mai mare de 5% raportat la decembrie anul precedent poate să declanșeze mecanismul din această lege, care înseamnă fie o compensare a creșterii facturilor cu 50% din această creștere pentru întreprinderile mici și mijlocii din România, nelimitând la acestea, pentru că introducem și întreprinderile sociale și alte forme de existență a întreprinderilor în România, cum ar fi, spre exemplu, întreprinderile individuale, sau un lucru pe care l-am discutat împreună cu mediul de afaceri, care nu are încredere în faptul că actualul guvern, Ministerul Economiei, ar putea implementa legea și mecanismul foarte repede, și atunci avem prevăzută și posibilitatea deducerii din impozitul pe profit. Perioada este de 6 luni, condiția este aceea ca să nu aibă restanțe la plata contribuțiilor angajaților către pensii sau bugetul de sănătate, și este evident că această inițiativă legislativă încearcă să mențină competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii din România în lupta de a fi prezenți pe piețe, atât în România, cât și în țările în care exportăm. Și, bineînțeles, protecția locurilor de muncă. Și aș dori să-l invit să spună câteva cuvinte și pe domnul Sărică Fundelea, care este secretarul general al CNI PMMR. Mulțumesc, domnule senator. Am participat astăzi, alături de colegii deja menționați de domnul senator, la consultările pe baza acestui proiect de lege, considerând într-adevăr că dialogul este cel care stă la baza oricărui succes. Am propus ca beneficiarii acestui proiect să fie toate IMM-urile din România, pentru că toate sunt afectate, și așa cum deja a menționat domnul senator, am specificat faptul că ne dorim ca această lege să fie gestionată de Ministerul Finanțelor sau și de Ministerul Finanțelor, pentru că în Ministerul Economiei ne-am pierdut încrederea, mai ales cu, adică așa, ce s-a întâmplat în ultimele 8 luni de zile. Ne dorim, într-adevăr, o implementare a fondurilor europene cât mai rapidă, cât mai corectă. Asta au fost câteva din analizele realizate de colegii noștri și de CNIMR pe baza efectului scumpirilor din ultima perioadă asupra IMM-urilor, și o să vă spun că dintre colegii noștri chestionați, peste 33% au spus că vor mări prețurile cu aproape 30%, ceea ce înseamnă aproape faliment pentru IMM-urile din România, deși 7% dintre ei au spus că vor închide afacerile datorită acestor creșteri de prețuri. Inițiativa legislativă propusă astăzi este, am spus noi, doar o mângâiere pentru 6 luni de zile. Trebuie identificate soluții clare, corecte, astfel încât să putem să supraviețuim și să putem să ne continuăm activitatea. Vă mulțumesc foarte mult! Aș dori mult și pentru domnul secretar general, dacă aveți întrebări, să detalieze starea mediului de afaceri din acest moment. Domnul Oprea, legat de proiectul pe care l-ați anunțat în primul rând, dacă ați discutat și cu celelalte partide să-l susțină în Parlament. Momentan depunem proiectul de lege și urmează să avem discuțiile și cu celelalte partide. Foarte, foarte puțin probabil să fii antiromânesc ca să nu susții un asemenea proiect, mai ales că aici vizează capitalul românesc. Ați vorbit și dumneavoastră despre creșterea numărului de cazuri și este în continuă creștere, rata de incidență. Vedem că premierul PNL și USR se acuză reciproc și aruncă responsabilitatea unul pe celălalt. Întrebarea este dacă Partidul Social Democrat, având în vedere toată această situație epidemiologică îngrijorătoare și care devine tot mai îngrijorătoare, ar putea să renunțe la inițiativa de a depune o moțiune de cenzură în această iarnă. Haideți să ne aducem aminte cum am fost responsabili la un moment dat, și eu unul sunt mândru de acea decizie, ca să nu lăsăm țara fără guvern înaintea unei epidemii, și să vedem ce se întâmplă acum. Noi avem de-a face cu niște incompetenți.
cu cât vor sta mai mult la guvern, cu cât vor constitui această coaliție a pierzătorilor mai de lungă durată, lucrurile vor fi din ce în ce mai scăpate de sub control, atât din punct de vedere sanitar, cât și economic. Categoric, și există o decizie clară. După decizia CCR-ului, dacă nu există conflict, imediat PSD-ul va vota acea moțiune de cenzură. Dacă există conflict, Partidul Social Democrat va depune imediat moțiunea de cenzură și invită pe ceilalți să o voteze. O va depune dacă fără... doresc să o și semneze, suntem cu atât mai mult. Asta voiam să vă întreb. O va depune fără a pune alte condiții, în sensul în care nu avem o singură moțiune... condiție. Nu poți să te referi într-o moțiune de cenzură la o persoană. Trebuie să te referi la toate partidele care au făcut parte din acea coaliție care a guvernat România. O va depune doar cu semnăturile celor 157 de parlamentari PSD sau condiția pentru a depune această moțiune vom de cenzură? Vom depune moțiunea de cenzură să dăm cât mai repede acest guvern jos. Cu sau fără semnăturile și celor fără. De la USR și AUR? Corect ar fi ca cei de la USR și AUR să vină, cum eu am anunțat că voi vota, să vină să semneze alături de noi. Nu doresc să fac acest lucru. Eu nu pot să scot din textul moțiunii că USR-ul n-a fost la guvernare. Că domnul Barna, vicepremier, n-are atribuții în ceea ce privește coordonarea Ministerului Sănătății. Și acum avem de a face cu o asemenea pandemie. Nu pot să mint românii cu așa ceva. Invit să o voteze. Cum și ei ne-au invitat pe noi de altfel. Cum vedeți anunțul președintelui României de astăzi privind participarea sa la Congresul Partidului Național Liberal? Anunțul făcut de la New York. De la New York, de la ONU, unde domnul președinte s-a dus să rezolve situația din Golf, nu? Iarăși o implicare nepermisă pentru un președinte în viața politică. Fostul dumneavoastră președinte de partid, Liviu Dragnea, a ieșit în prima apariție publică. Fostul președinte al Partidului Social Democrat. Al Partidului Social Democrat, da. A ieșit în prima apariție publică și a lansat mai multe atacuri la actuala conducere a partidului. Citesc din memorie acum, PSD este predat total Serviciului Român de Informații. În primul rând, fostul președinte al Partidului Social Democrat, domnul Liviu Dragnea, a anunțat, a înființat sau susține o nouă formațiune politică. Asta înseamnă că din acest moment intrăm într-o logică de partid politic, de adversari politici, nu dușmani politici. Eu nu am dușmani politici. Și este normal să aducă acuze sau să nu aducă acuze. Fiecare decide cum dorește să facă politică. Legat de... Îi urez multă sănătate. Adică, aud povești cum... Eu nu-l cunosc pe Coldea. Eu nu-l cunosc pe Maior. Cred că l-am văzut o singură dată. Eu pe Coldea nu l-am prins. Din ce știți dumneavoastră, Liviu Dragnea îi cunoaște? Păi da, a spus dânsul că îi cunoaște, nu? Să-mi vii cu povești despre cum se făcea justiție la telefon în care un șef de serviciu vorbea cu un procuror sau judecător, că n-am prea înțeles. Să vii cu povești de jumătăți de adevăruri în care tu ai fost parte și poate la un moment dat într-o zi ai lipsit de la ciorba de burtă și s-a hotărât să te condamne și pe tine. Și să vii să atace acum conducerea. Eu n-am nimic împotrivă să nu atace conducerea PSD-ului. Poate să o atace. E dreptul fiecăruia, e dreptul lui. Nu e nici primul, nici ultim. Dar hai să punem totuși lucrurile în matca lor corectă. Dacă vrem să fim corecți. Legat de anunțul sprijinirii acestui nou partid. Eu urez sănătate. Sunt social-democrat. Eu nu o să-mi fac un partid politic după ce nu o să mai fiu președintele PSD-ului. Și mi se pare și corect ca la un moment dat să nu mai fiu președintele PSD-ului. Mai mult o să am maturitatea de a pleca când eu o să fiu o frână în viitorul Partidului Social-Democrat. Au fost contactați social-democrat pentru a fi... Eu nu am
N-am aflat, nu știu. Nu, dacă, dacă aveți informații că au fost social-democrați. Partidul Social-Democrat este pe drumul său, meargă... sau noul Partid Social-Democrat este pe drumul său propriu. Am și câștigat două rânduri de alegeri. Vedem cu toții sondajele de opinie și cred că este în drumul corect. Drumul corect este să stea alături de partenerii sociali, în primul rând, și în agenda românilor. Lucru pe care îl facem în continuare. Dumneavoastră, de când sunteți președinte PSD, dar și înainte, ați simțit vreodată influența serviciilor secrete în viața internă a Partidului Social Democrat și în viața politică? Eu nu am fost contactat de niciun șef de serviciu secret, spus, sau discret, cum vreți dumneavoastră, pentru a lua o anumită hotărâre politică. Despre seara alegerilor și ultima întrebare. Despre seara alegerilor 2016, erați, dacă nu mă înșel, președinte de organizație județeană în acel moment? Nu eram aici. Poftim? Nu am fost. Nu erați... aici, nu fac parte din cei care... Da, făceați parte din forul de conducere. Mă cunoașteți foarte bine. Făceați parte din forul de conducere al PSD. Dumneavoastră aveați cunoștință despre acea întâlnire din noaptea alegerilor din 2016, despre invitația domnului Dâncu, deci, și participarea... Nu vedeți câte întrebări apar din frânturi de adevăruri, din jumătăți de adevăruri pe care le spune cineva? Spune, domnule, tot adevărul. Ia să ne detalieze, nu am avut. Eu nu vreau să fiu prim-ministru, nici nu eram propunerea de prim-ministru, așa că n-aveam de o să știu. Aș continua pe aceeași idee a colegei mele. L-ați întrebat pe domnul Dâncu, după declarațiile făcute de Liviu Dragnea, dacă a existat acea întâlnire, dacă a existat acea propunere din partea lui Eduard Helvig și a lui Florian Coldea să fie prim-ministru? Mă interesează foarte puțin trecutul. Prezentul e o consecință a trecutului, trebuie să recunoaștem, dar atât pe mine cât și pe colegii mei interesează foarte mult viitor. Nu l-am întrebat pe domnul Dâncu, deoarece n-am avut această curiozitate, dar sunt ferm convins, la cum îl cunosc eu pe domnul Dâncu, că voi explica aceste lucruri. Revenind la subiectul legat de președintele Klaus Iohannis, ați spus că este nepermisă implicarea sa prin participarea Nu, este nepermisă oricărui președinte de stat o implicare într-un susținerea unui partid politic, un lucru pe care îl face de altfel de 7 ani, de când e președinte. Considerați că bine, ar fost un mesaj în ceea ce privește IMM-urile, mă așteptam să dea de la New York. A discutat cu partenerul strategic ceea ce privește prețurile în energie și am găsit niște soluții. Considerați că e neconstituțională când spuneți că e nepermisă? N-am văzut în atribuțiile președintelui în Constituție să susții anumit sau să faci campanie pentru un partid politic, n-am văzut acest lucru. Partidul Social Democrat, tocmai Dar pentru... Dar am auzit câteodată în discursul și al lui Câțu și mai e domnul europarlamentar cu Batistuță, scapă numele acum, Rareș Bogdan. Am auzit că are nu știu ce parteneriate cu președintele și unul și altul. N-ar vrea să iasă ori președintele, ori politicienii, domnul Rareș, să ne detalieze ce parteneriat are el cu președintele. Cum un membru de partid a unui anumit partid are parteneriat cu președintele? Sau președintele cu PNL-ul, doar cu PNL-ul? Ca să ne vedem și noi, suntem în matca constituțională sau nu? Partidul Social Democrat în trecut a inițiat o procedură de suspendare a președintelui pentru motive similare. Considerați că este cazul să o faceți și acum? Am spus, asta ne-ar mai trebui după ce avem o criză economică, una sanitară care e de departe de a fi trecută, ținând cont de rata de vaccinare. Avem o criză politică, acum să avem și să mergem și pe suspendarea unui președinte. Cred că e prematură discuția. N-ar fi putut fi terminată criza politică mai repede? Și de obicei, când inițiezi astfel de lucruri, te aștept să treacă de Parlament. Momentan PSD-ul este în opoziție, nu are majoritatea să treacă un astfel de proiect. Se putea termina criza politică mai repede dacă se lămurea situația guvernului Câțu prin votul în Parlament al moțiunii? Dar nu lămuriți pe domnul Iohannis. Vedeți cum rezolvă criza politică. Păi dânsul este artizanul la toate. Mă întrebați pe mine, liderul opoziției, ce fac cu guvernul, care sunt minoritar. Întrebați-l pe Iohannis, la New York, unde este acolo. Întrebați-l cum rezolvă criza politică din România. El e artizanul acestui guvernul său.
A găsit perzătorii și a zis, bă, hai, am găsit eu fraierilor, hai facem un guvern. Eu vă întrebam dacă dumneavoastră credeți că se putea termina criza mai repede? Nu cred nimic. Eu aștept decizia CCR-ului și urmă votez să plece guvernul. Dacă decizia nu e corectă, venim cu moțiune și tot pleacă. Doar că mai târziu. Doar că mai târziu. Dar nu respectăm statul de drept în România? Nu așa spunea Orban în august? Domnul, să așteptăm decizia. Vă aduceți aminte de avocatul poporului? Dacă aveam doi avocați ai poporului. Am să avem și doi premieri. Pe Superman și pe Batman. Mulțumesc mult!